Bun, salutare tuturor, numele meu este Diez și astăzi ne găsim la un nou episod din frumoasa noastră carieră, băieți, cu FC România, direct în Premier League, unde vom încheia cu perioada de transferuri și va trebui să facem cel puțin o mutare în acest videoclip. Spre mica mea supărare, n-am pregătit încă niciun transfer, nu m-am gândit la nicio mutare, dar sper că în decursul orei, când voi filma, o să-mi vină o idee destul de bună, dar până atunci vom simula, băieți, partida. Din păcate, Browns cade din OVR, dar nu este nimic, că trebuie să-l punem puțin pe rotareu, dar echipa este cam obosită, cam toată echipa este obosită, chiar și Amaral, dar nu ne permitem să-l schimbăm pe acesta. Vom simula prima semifinală, este tur și retur, vom simula primul meci cu City, că deja am jucat împotriva lor și scoatem o victorie, Florinel Coman fiind cel care reușește să marcheze în prima semifinală. Bine frate, că noi cu City pierdem cu 4-2 și în simulări reușim să-i batem, am înțeles bucuria noastră. După aceea mergem foarte rapid până la o altă cupă, total o altă cupă și avem primul meci din FA Cup, împotriva lui Leeds United, un meci mai lejer, o să facem aceleași modificări din nou și cred că chiar așa vom juca de acum, băieți, cu Neto definitiv pe stânga și cu Rotariu definitiv pe dreapta, pentru că Broms a mai scăzut, veșnicul Coutinho și o să-l mai punem și pe acesta aici, încercăm să facem noi mutări, nu, Florinel Coman rămâne la echipă, acolo ca rezervă, că poate reușește să marcheze din nou și să simulăm meciul din FA Cup, reușind chiar un 4-1, dar s-a încărcat foarte, foarte greu. Dar până acum vedem că o ducem destul de bine. Oricum v-am povestit, pe mine nu mă interesează absolut deloc cupa. Din cauza că bugetul nostru este destul de mic, ar că am trebuit îmbunătățit și primim o ofertă foarte interesantă pe Gabriel Lei. Și în acest moment ar trebui să discutăm cu aceștia. Gabriel Lei de obicei este titularul nostru, deci o să întreb mai întâi de un 38 de milioane. Vedem că nu se supără pe noi, o să scădem la un 35 de milioane. Și vedem că băieții nu prea ar vrea să ofere o sumă chiar atât de mare. Deocamdată rămân la un 32.000, dar vedem că nu acceptă. Ha, Gabriele este un jucător destul de bun cel, dar cred că este cel mai slab jucător al nostru din primul 11. Bine, după Tristar, care a făcut 75 OVR, deci de-abia are și el, ca să zic așa, un card gold. Și în acest moment avem un nou match împotriva lui Leeds United, de data aceasta în Premier League, unde reușim chiar un 0-0. După ce batea cu 4-1, nu mai reușim să mai marcăm niciun gol într-un meci mai important, culmea. Și dacă nu greșesc, urmează acum mare meci cu West Ham, dar sper că pe aceștia o să-i rupem. Încă o simulare și încă o simulare și încă o simulare, dar de data aceasta luăm victoria. Neto și Fluieraș, cei mai buni marcatori ai noștri. Iar sunt curios de o treabă, o echipă este interesată de să-l achiziționeze pe Cătălin Cărjan, jucătorul lui Arsenal, îmi place ce văd acolo. Dar dacă mă uit puțin la statistici, cea mai mult goluri marcate, Fluieraș 15 și Neto 13. Leverkusen este interesată să-l achiziționeze pe Cătălin Cărjan, să ofere un 4 milioane, am înțeles. Noi dacă ne uităm puțin, vedem că acest portar are 78 OVR, cam puțin tel. De Hea nu-l putem lua la schimb, mai avem aici un jucător posibil de râbă, dar nu-l interesează. Eriksen, vedem că într-un final a semnat și el cu o nouă echipă, de-abia s-a mutat și fiindcă era pe strig, nu-l putem achiziționa de nou. Hummels, tot în apărare, dar nu-l interesează. Avem un match mai departe împotriva lui Hull City, dar primim și o nouă ofertă pentru Gabriel Lei. O să anunț de aici, discutăm doar dacă este între 38 și 30, dar sunt foarte, foarte slabe șansele. După care urmează un nou match cu Hull City, dar o să-l simulăm diferit. Sper că în acest moment să intre efectiv cine are chef și în această partidă vedem că scoatem un 1-0 destul de lejer. După care urmează și altă semifinală cu City. Încă n-am jucat absolut nimic, băieți, îmi place că n-am jucat absolut nimic, dar imediat terminăm și cu perioada de transferuri. N-am avut parte de niciun meci interesant, părerea mea. Vedem că Fluieraș și Vraciu, bă, dar cresc amândoi în mod sincron, amândoi fac 80 și 1 OVR pe Coutinho. N-o să mai intre, băieți, ce să vedeți înseamnă. Și îi dăm acum un nou quick sim împotriva lui City, unde scoatem
I-am bătut la penaltiuri, ce nebunii, Vraciu, Neto, Coutinho, Wijnaldum marchează, iar Fluieraș din nou ratează penalti. Inițial nu am înțeles bine ce s-a întâmplat, Neto a marcat primul gol, deci practic am avut un 2-0 la general și am ajuns în finala Carabao Cup, meci pe care o să jucăm, cel mai probabil împotriva lui Liverpool, dar chiar nu ne-a interesat cupa. Înaintăm până pe 31 și vedem în acest moment că s-au făcut multe transferuri per total. Gabriel Ley primește o nouă ofertă și aceasta este ultima. Haideți să negociem pentru ultima oară. O să întreb mai întâi de un 35 de milioane. Vedem că nu cred că o să putem scoate o sumă atât de mare de bani. Micșoresc cu foarte puțin un 33, iar ultima mea ofertă, dacă vor, dacă nu, aia e, nu-mi pare rău că rămâne Gabriel la noi, 30 de milioane, vedem că refuză și cred că ar trebui să dăm totuși o clauză acestui jucător. E, oricum, aia este de acum, transfer hub și avem, cred că undeva la 14 milioane, dacă ar fi să facem un portar ar fi genial să-l aducem pe De Gea. Orban aici cred că a primit și el o ofertă de la Leeds United, interesant cum se întăresc aceștia, aș da totuși un român la schimb pentru un alt român, dar testăm imediat. Îl dăm pe Florinel Coman la schimb alături de un 10 milioane, că mai mult nu avem. Și vedem că nu l-ar dori totuși. A, măcar am încercat. Pe Proms nu-l dăm că de bea a venit la noi. Pe Gareth Bale nu-l dăm că valorează prea puțin. Nu prea avem jucători. E, atunci asta este. Măcar am încercat. Poate Octavian Popescu va fi adus în sezonul următor, dar valorează extrem, extrem de mult. Practic, realist vorbind, avem posibilitatea de a duce doar 3 jucători. Hummels, De Gea și Olaru. Dacă avem nevoie de un apărător, portar sau mijlocaș. Atacant, evident, avem nevoie că l-avem pe Fluieraș. Primim totuși o ofertă de împrumut. Sevilla îl dorește împrumut pe Radu Drăgușin. Acesta a fost adus în acest sezon de la Barcelona și ar fi un împrumut destul de ok până la finalul sezonului. Mai rămân doar 2 ore în care putem face mutările și răspunsul final, da, Drăgușin a plecat, deci a mai rămas un singur apărător de rezervă, dar totuși în simulare ar fi bine să mai aducem pe cineva și știți la cine mă gândesc, haideți într-un final după foarte mult timp de aștepta să aduceți pe bătrânul Hummels. O să avem parte de un nou apărător german aici în Premier League, vrea să fie doar important și vrea pe o perioadă foarte lungă, de fapt foarte lungă, până la finalul sezonului următor, înseamnă 2 ani. Eu cred că este o perioadă destul de bună și salariul este chiar ok. O să-l întreb foarte frumos de un 35.000, dar el vrea neapărat 38. Ok, acceptăm așa, nu mai contează. Hummels este noul nostru apărător și va juca cel mai probabil doar în simulări. Pe De Gea nu o să-l aducem pentru că în continuare l-avem pe Sommer și va reveni acesta într-o săptămână sau două. Noi având în continuare acest buget, dar dacă tot avem bani, haideți să fim și noi băieți corecți. Dacă tot avem bani, hai să facem ceva foarte drăguț. Intrăm mai întâi la Amaral, jucător de 90 de milioane. Amaral, probabil cel mai bun apărător tânăr la momentul actual. Haideți să refacem contractul. Le dau totuși un salariu mult mai mare. Le dau un salariu de 4 ori mai mare lui Amaral. Vraciu este plătit cu 1200 băieți. 1200. Renegociem contractul. Iar acestuia o să-i dăm un salariu totuși mai micuț față de Amaral, dar îi dăm un salariu aproape de 15 ori mai mare. Să fim serioși. Hai că accept instant. Și ca să trecem foarte rapid, o să-i mai refacem contractul doar lui Sterling, Fluieraș. Mamă, ce salariu are Neto, bă, băiatule, față de ceilalți jucători. Wijnaldum, de fapt, are cel mai mare salariu și la noi Traister are 500 de... Bine, hai că-i mărim și lui Traister cumva. Oricum, băieți, le-am făcut contracte, lui Ferreira am dat 25.000, el a vrut, cred că cel mai mult, Vragiu 15, Sterling 20, Fluieraș 15, le-am dat acolo salarii și lui Rotariu am dat vreo 20.000. Le-am dat oricum mult mai mult decât voiau ei și am ajuns, de fapt, foarte rapid în februarie 2025. Nu mai avem foarte mult și încheiem, băieți, acest sezon. Vedem că am ajuns chiar pe locul 3 în campionat, un sezon care a fost scurt acesta într-adevăr, dar următorul va fi mult mai lunguț pentru că vom juca într-o competiție europeană. Îi dăm cu X împotriva unei ultime clasate, scoatem un 2-0 frumos, iar Neto este foarte, foarte aproape să-l depășească pe
fluieraș la goluri marcate și chiar sunt curios, dar nu pot să, ba da, pot să văd. În top îl vedem pe fluieraș pe locul 7 de bea, dar Neto este pe locul 10, deci avem 2 jucători în top 10 a celor mai buni marcatori din Premier League. Mai departe urmează un meci cu Aston Villa, după care urmează un meci cu Wolves, n-avem foarte multe de făcut. În sfârșit avem o mică revanșă cu Aston Villa, doar că aceștia se află pe penultimul loc, băieți, echipa lui, mamă, dar nici Stanciu nu joacă. O echipă mult mai slabă întâlnim de data aceasta, dăm sfântul Quicksilver, doar simulări în continuu, iar cu Aston Villa scoatem un 5-0, mamă, Rotariu acolo, două goluri, Coman, Vraciu, Rotariu a dat de fapt hat-trick, mamă, 5-0 i-am distrus pe ăștia. Iar în acest moment urmează meci potriva echipe de pe locul 15, mamă, bă, de-i distrugem pe toți, ești nebun. Deci nu li dăm o șansă, intrăm foarte rapid în fiecare partidă și batem chiar cu 3-2, Neto marchează împotriva fostei sale echipe o dublă. Și îmi place că deja am terminat, mamă, dar avem meci în cupă, avem finala, jucăm finala, băieți, acesta va fi și prima partidă. Am trecut de luna ianuarie foarte rapid pentru că am avut multe meciuri în cupă de care nu ne-au interesat, după care în februarie am avut și noi 3 meciuri în total și urmează, băieți, acum marea finală, Carabao Cup, finala trebuie să fie jucată, băieți, echipa de pe locul 3 în campionat, cred că se bate împotriva echipei de pe locul 2 în campionat și avem o mică surpriză, cineva a revenit din accidentare, din câte se pare, și îl vedem pe Sommer. Oricum, primul 11 va fi fix la fel și da, da, Trister va fi portarul nostru, îmi pun încrederea în el, rezervele vor fi Coman, Proms, Coutinho, Rafinha. Nu știu dacă să-l pun pe... O să-l pun pe Burk și pe Rapciuc. Urmează marea finală și jucăm împotriva lui Mane, Lautaro Martinez, Salah, Lefe, nu știu cine este acela, Bellingham, Vera, Robertson, Van Dijk, Phillips, care s-ar putea să fie destul de ușor să trecem de Phillips, și Arnold cu Alisson, știm echipa noastră clasică, băieți, au făcut aici și micile schimbări deja. Și Sommer, de acum sper să fie împăcat cu ideea că va fi doar rezerva noastră și după foarte mult timp. Jucăm și primul meci. Mi-a luat până acum de filmat aproape 40 de minute. Tot ce a fost până acum, m-am uitat după jucători, am mai stat, am simulat, nu știu cât o să la edit, oricum cred că, nu știu, mai mult de 10 minute. Da, de bea acum intrăm și în prima noastră partidă. Mă bucur totuși că avem o finală de jucat așa de bun început. Urmează un meci foarte, foarte tare, dar totuși de apreciat că băieții cred că au avut aceeași tactică. M-am eu putut chiar cu un 5-0 la general, noi am trecut mai departe la penalturi, dar nu ne-a interesat. Mamă, și ce umbre mișto avem, băieți. Hai că o să-mi placă această partidă, dar pe noi nu ne-a interesat această cupă, că am ajuns în final, na, norocul nostru. Pașcanu îi trimite lui Wijnaldum, Wijnaldum mai departe la Sterling, trece Sterling și îl vede foarte liber pe fluieraș, dar distanța este foarte mare și trimite direct în plasa laterală. Un prim șut destul de bun, mai ales că Alisson nici măcar n-a mișcat. Alex Ferreira îi trimite mai departe lui fluieraș, fluieraș la Wijnaldum, ce face oare Wijnaldum de la distanță? Trimite pe poartă. Iar brazilianul este pe fază, o centrare și Amaral lăsat aproape liber, Pașcanu de bea o atins. O încerca și Pașcanu, dar nu a făcut nimic și Gabriel Lei, bă, joacă bine Gabriel Lei. Normal că trebuie dat pe 10 de milioane atâta, că merită fluiera și o trecere bună, dar unghiul blocat, unghiul greu, greu să marchezi de asemenea poziții. Una mai departe, Pașcanu, să vedem ce va face, trimite lui Sterling, Sterling, mai departe la Dorin Rotariu, Dorin Rotariu îl așteaptă pe Vraciu sau pe fluieraș, m-a răzgândit, bă, și ce apărător acolo, ce ziua a fost. Ajunge mingea la nimeni, lăsați, nu trebuie să apară asta pe filmare. Un mic contraatac direct, Mohamed înaintează prea mult, iar Trister este excelent, Gabriel Lee făcut acolo, ce simpluț a jucat, o minge la Mohamed și bine Pașcanu, foarte, foarte bine. Meciul începe să fie extrem, extrem de strâns și asta înseamnă că este și foarte frumos, Salah acolo, ce de posedare. Mane mai departe și o greșeală, din nou un atac. Mă, meciul este... Mamă, cu multe greșeli, Lautaro, eu las într-un final lui Mohamed și apără Trister.
apără Troyster, mai întâi se enervează Nenea Diaz, după care se enervează Klopp. Lautaro sigur îi va trimite acolo lui Mohamed sau nu, intrarea este destul de urâtă. Sterling primește cartonaș galben, iar lovitura este de la mare, mare distanță. Nu sunt mândru de acel fault. În acest moment, gata, băieți, cred că s-au buguit, că s-a de foarte mult timp. Nu mai vor să mai bată, nu? Nu mai vor. Of, of, of. Oh, bă, da, uite, stai cu bătut. M-a luat prin surprindere, că a stat foarte, foarte mult. În realitate s-ar fi dat un cartonaș, ceva, dar... Aia de acum, Vraci înaintează frumos mai în față și l-așteptăm pe fluieraj, dar nu poate acesta să treacă. Mohamed, Salah, egipteanu, o fentă nasoală, minge ajunge la Mane, spațiu foarte liber și din bugul ăla nasol se pare că ne luăm gol. Cred că Lee a dat gol împotriva noastră, iar dacă ne uităm așa puțin la OVR-uri, nu este jucător creat de către joc, dar are 79 OVR. A marcat împotriva noastră, deci este destul de nasulel și acum este momentul ultimului nostru atac. Dacă reușim cumva din kick-off, n-avem nicio treabă. Bellingham a marcat și el un gol în 4 partide, dar nu interesa pe nimeni pentru că nu el a fost marcatorul. Din păcate, suntem conduși, băieți, la pauză. Am avut și noi câteva mici ocazii și ei fix la fel. Continuăm cu repriza a doua și să sperăm că vom juca puțin mai bine. Una mai departe, marcatorul îi trimite lui Mane, mingea la Lautaro și apără Troyster. Na, deocamdată a jucat mult mai ofensiv și iese atacantul. Bun, Lautaro iese și intră Dolberg, ceea ce sper să fie un avantaj pentru noi. Ce zeu acolo s-a lăsat jucătorul, m-a speriat puțin. Am crezut că o să se întâmple vreun bug sau ceva. Mingea mai departe la Vraciu, dar stă lăbăul pe fază și nu reușim. Bellingham la fel, foarte bine. Mohamed ajunge mingea la Pașca, nu se încurcă. Dolberg cu turpilă pe poartă, iar Troyster face un match destul de bun. Bă, ce-o văd discos, o scos, măcar este bine. Deci ar trebui să lăsăm pielea acolo să fie portarul nostru, cu speranța în suflet că nu mai gafează. Dorin, Hailo, Sterling, excelent, înaintează Sterling cu viteza lui foarte bună și o centrare mai în față, dar Vraciu se oprește, normal că se oprește. Este momentul oportun să facem câteva schimbări pentru că o să ne aruncăm pe ultra-atac. Ne trebuie goluri orice s-ar întâmpla. Deci, băiți, rotariu va fi pe dreapta. Fluieraș cu Neto în atac. Vraciu va fi jucător pe poziția de CAM. Ne trebuie un nou jucător pe partea stângă și cred că va intra Proms ca bandă. Este numai bine. Sterling pe dreapta, Pașcanu pe stânga. Haideți, băieți, ar mai avea dreptul la două mutări. Una dintre ele fiind, n-am idee, va fi, hai să ne uităm, va fi Coutinho, băieți. Va intra Coutinho jucător CAM. Vrace puțin mai defensivă, intră și cu tine împotriva fostei sale echipei și acum să sperăm că reușim o mică minune. Haideți frumos mai în față, îl vedem direct pe Coutinho. Aia vreau să văd, se duce Coutinho cu un fake shot și cât o durat, că nu-mi dau seama. Imediat intră Coutinho și marchează. Stai, că împotriva fostei sale echipe. Nu celebrăm, jucăm în continuare. Vraciu, frumos mai departe. Ajunge merge la fluieraș. Rareș Gabriel, fluieraș. L-așteaptă acolo pe Coutinho. Înaintează Coutinho din nou. Fiesant. Minutul 7. Na. Prea zeus, băieți. Și la fel nu celebrăm. Oferim respect adversarilor. A intrat și Diego Jota în locul lui Mohamed Salah, nici n-am observat treaba aceasta. Mă, cât de rapid s-a întors situația. Totuși, băieți, nu vine să cred cât de rapid s-a schimbat situația sau nu. Diego Jota! Doamne, ce golațu, Diego Jota! Stai că vreau să văd reluarea și să lăsăm aici să se bucure alături de antrenor. Portughezul primește o centrare extraordinară, preluare din prima și volee, cam, da, nu înțeleg ce n-a scos portarul pe aia. Dar na, este 2-2 în acest moment. Dolberg, stai că nu primește pasa cum trebuie. Și ce greșeală acolo, ce greșeală, acum noi ne-am luat gol imediat. Am dat două goluri în câteva minute, ne-am luat gol în câteva minute. Și aproape kick-off în acest moment, nu vine să cred ce pasă bună și aici am greșit-o cu apărătorul. Dolberg fiind extrem, extrem de liber și ne punem înapoi pe ultra-atac. Incredibil.
Aoleo, cu tine aici, vraciu aici. În locul Pașcanul aș adăuga puțin pe moldovean. Atât intră și moldoveanul aici pe poziția de CB și facem practic toate schimbările. Mamă, dar nu vine să cred ce rapid am fost întorși. Vraciu, trimite lui Coutinho. Coutinho nu pierde balonul, ajunge mingea la Neto. Haideți. Bă, dar cu câți apărători joacă în aceștia? În acest moment, fluieraș! Cu un șut pe poartă, dar portarul lor este pe fază. Amaral se îndepărtează acolo, din păcate. Mingea este la Jota. Zim că o prinde și Jota. Cred că o să tragă puțin de timp în acest moment și cam asta se întâmplă. Este și normal 3 minute de prelungiri, dar pe acolo Prom s-o prinde excelent. Una mai departe și fluieraș doborât. Rotariu încearcă și el să o prindă. A, băieți, s-a terminat. Pierdem finala Carabao Cup. Tristuț, dar este ceva normal într-o carieră. Nu puteam să luăm chiar fiecare trofeu în parte. A reușit 2 goluri în 3 minute și e fix la fel. Pierdem, băieți, în prima cupă și nu vreau să văd cum se bucură Liverpool. Meci absolut echilibrat. Dar asta este, ce să vedeți. Liverpool, care este și deasupra noastră în campionat, ne cam bate. Și am mai rămas simulat, dar nu mă interesează această partidă din FA Cup. Înaintăm 4 la 0. United se află oricum pe locul 10, deci merită să jucăm împotriva lui United. Sper că nu împotriva lui Lewandowski, pentru că va fi noul nostru jucător. Dar asta este, se mai întâmplă și lucruri de genul. Jucăm împotriva lui Sancho foarte obosit, împotriva lui Rashford, poți să adică amă. Va fi un meci cu un avantaj enorm, dar totuși în sfârșit jucăm împotriva lui Cristiano Ronaldo și nu vom schimba echipa, îi dăm play. Și după ce am pierdut finala, nu știu câți dintre voi veți mai rămâne la acest videoclip. Vedem că Pedro Neto a marcat 4 goluri în ultimele 3 partide. Ne bucurăm să auzim treaba aceasta și nu știu, eu cel puțin dacă m-aș uita la un alt YouTuber și aș vedea că ar pierde finala, m-aș supăra și n-aș mai continua să mai văd și următorul meci. Deci dacă ați rămas până acest moment și vedeți acest meci împotriva lui Manchester United, nu uitați să lăsați un comentariu cu SU! Iar îs curios să văd câți dintre voi ați mai rămas să vedeți acest meci. Haideți! Comentarii cu SU! Vreau să văd în acest moment. Sterling mai în față, Sterling o trimite lui Vraciu lui Wijnaldum, mă înaintează și Wijnaldum, care acesta încearcă să trimite lui Fluieraș și nu cred că este offside, dar nu știu cum o zbura balonul și nu știu cum De Gea a reușit să o scoată pe asta. E ocazie uriașă, dar bă, un reflex foarte bun, deci se regret că nu l-am transferat pe De Gea, iar Amaral o trimite pe poartă, De Gea cu al doilea save. Neto, frumos mai departe, mingea de la Vraciu printre și de data aceasta marchează și aoleu, ce umilință, ce umilință de parcă n-am făcut o intenționat. Vraciu celebrează împotriva lui Ronaldo cu David Vraciu cu 11 goluri în cele 25 de partide jucate. Luke Shaw încearcă cumva să înainteze, dar norocul nostru că jucătorii echipe adverse sunt cam obosiți. Gabriel Ley l-a cam dat pasă, una de la distanță și o atinge cu vârful degetelor acolo Traister și uitați că n-a mințit. Ole încă este la această echipă. Oh, meciul este oricum foarte, foarte interesant. Cristiano Ronaldo cam trântit acolo, cam trântit. Eu cred că ar fi fost un penalty, dar dacă nu s-a întâmplat, nici nu mă supăr. Mingea ajunge în acest moment la Vraciu lasă simpluț lui Neto, iar Neto nu se grăbește, nu se aruncă, nu face nimic. Păcat, băieți, de această fază. Sancho, probabil un jucător de 92 OVR în acest moment, încearcă să treacă de noi, dar nu reușește. Rashford, care e surprinzător, joacă cam, trimite o torpilă și rupe plasa din nou. Am mai jucat împotriva acestora acum câteva episoade și la fel, am marcat noi primii, după care ne-au egalat. Dar Vraciu mai departe reușește să trimită lui Fluieraș, care este foarte liber și trimite din păcate în bară. Ce ocazie mare pe noi, dar nu reușim să marcăm, băieți.
Avem multe ocazii frumoase, dar nu facem nimic frumos și aici Vraciu direct în apărător. Luke Shaw îl lasă ungurului, Soboslai înaintează, dar nu cred că Pașcanu poate să-l prindă din urmă sau poate da. Ajunge mingea la Madison, Ronaldo, Cristiano Ronaldo face el acolo cu celălalt marcator. Cu cine am pus, băieți? N-avea. Trastert că o lăsat-o din respect pe asta. Incredibil, un gol senzațional. Cristiano Ronaldo de back-ul al șaselea gol în 21 de partide. Oricum, mai Messi și Cavani pe acea poziție, mai și Lewandowski pe acea poziție. 2-1 pentru adversarii noștri. Din nou suntem conduși, dar ce să-i faci? Continuăm fix la fel. Ungurul, tot la Cristiano Ronaldo, una frumos mai în spate, Ronaldo din nou șutează și acum îi arată lui Vraciu cum se face adevăratul. Dar n-avem șanse, băieți. Când vă gândiți, băieți, că am avut două ocazii uriașe, am mai avut și o bară pe lângă celelalte două ocazii și cealaltă partidă a fost câștigată cu scorul de 5-1 pentru noi. 5-1 i-am bătut și în acest moment au 3-1 de bea în minutul 60. Rashford la Sancho și cred că aici Traister a reușit să o respingă exact. Intră mai întâi de toate Coutinho pentru că mi-a plăcut foarte mult cum a jucat în partea trecută. Va intra și Proms doar că pe partea stângă și mai avem dreptul la o singură schimbare în apărare unde va intra Burke. Pentru că, ba nu facem așa, va intra Ferreira în apărare. Și Wijnaldum rămâne aici sau nu știu cum să facem. O să joc cu Ferreira aici, cu Vraciu aici și mai avem dreptul la o schimbare cu Moldoveanu aici. Sper să nu risc, sper să nu greșesc. Dar ei se pare că în acest moment a ieșit și Rashford, unul din cei doi marcatori și încercăm acolo, băieți, ne luptăm. Sancho, ce fază frumoasă face Sancho, dar pasa este cam greșită. Cristiano Ronaldo îi trimite una mai departe, intra Bruno, mingea este lovită, intri direct în portar, una mai departe, Neto, du-te Neto, hai că e o viteză foarte bună și o lași în acest moment lui fluieraș, își face pașii cum trebuie și micșorează avantajul. Bun, hai că mai putem. Cristiano Ronaldo îi trimite la limita acolo lui Soboslai. Bine intervine Sterling mai departe la Neto. Hai că ai viteza aia blană și te-a mutat numai bine pe această poziție. Du-te! Cam urât faultat acolo. Cam urât faultat și nu era doar de galben. Iese și marele și în acest moment îl vedem pe Wijnaldum, care Wijnaldum îi pasează excelent lui Coutinho, dar este deposedat de către Walker. Este minutul 89, trebuie să-l deposedăm, să vedem ce facem, doar faultăm din păcate. Nu se dă nimic. Minutul 90, doar 2 minute suplimentare. Bine că nu era Cristiano Ronaldo în teren, Wijnaldum deposedează, îi trimite mai departe, Coutinho, cu o pasă excelentă la Neto, intervenție bună lui Neto, Neto îi o pasează simpluț, fluie... Ue, și-am zis să nu o dau din prima, ca să joc la sigur, iar fluieraș egalează în ultima secundă. 3-3, băieți, un punct e mai bun decât 0. Mamă, dar la această fază m-am oprit, am așteptat intenționat, că am zis că dacă o dau din prima pot o dau mai lentuț și am zis gata, deci opresc și dau, ca la clasa 1, mai întâi opresc și după dau. Dar într-un final ne-a luat revanșa. Spre bucuria noastră, scoate megalul în ultima secundă. Ne-a încurcat Cristiano Ronaldo cât ne-a încurcat, dar totuși, băi, sper că v-a plăcut acest episod care a ieșit totuși foarte, foarte lung, mă gândesc că are 30 de minute. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și neapărat și pe butonul de subscribe, clopoțelul activat, ca să primiți notificări de fiecare dată când voi posta clipurile mele cu FIFA. Meciul următor sper că va fi cu Spurs în FA Cup, nu știu dacă vom juca, o să mă decid pe moment, după care sigur vom avea meci cu Liverpool, echipa care ne-a bătut în finală și ușor, ușor, cred că într-un episod sau maxim două vom termina, băieți, cu acest sezon, intrând în sezonul cu numărul, am și uitat care, dar ce este important pentru noi, vom intra în sezonul unde vom juca într-o competiție europeană, să sperăm că Liga Campionilor. Numele meu este Diez, vă urez la toți să aveți o zi extraordinară,
Vă salut!